Nu știu cum a făcut, dar iarna a reușit, cel puțin pentru câteva zile, să ia locul toamnei. Normal că ne-am năpustit în dulapuri ca să ne căutăm hainele groase și cizmele, că doar nu era să înghețăm cu demnitate în sacou și pantofi. Doar că încălțămintea groasă, care se purta anul trecut, s-a cam demodat. Ce ne facem, ce ne facem? Nu ne facem nimic, plecăm la cumpărături. Iar ideal este să alegem niște cizme care să ne scoată din anonimat. De acord, cizmele clasice sunt cizme clasice, dar cine spune că unele ieșite din comun nu pot fi elegante? Designerii români de încălțăminte ne provoacă să ieșim din tipare în această iarnă. Povestim despre imprimeuri cu leopard, imprimeuri sarpente, care pun la încercare imaginația femeii, creativitatea. Un astfel de imprimeu din piele de șarpe verde sau nuanțe calde de maro scoate din anonimat orice ținută. Pot fi purtate atât la birou cu un costum unique, cât și în club cu o roche îndrăzneață. Cizmele cu blană vă vor transforma și ele în regina iernii. Devinem forță blana. Cizmele pot avea blană la interior și la exterior. Vorbim de cizme cu blană la categoria de lux, la categoria fashion. Vorbim de acea blană de capră mongoleză care se revarsă efectiv peste piciorul cizmei. Vorbim despre gulerul de blană de epure care ne dă rafinament și eleganță. Cizmele cu blană de capră mongoleză, indiferent că le alegeți pe alb sau pe negru, pot fi purtate cu o pereche de colanți și o cămașă largă. Sunt comode și foarte călduroase. Puteți defila pe stradă și cu o pereche de cizme cu detalii imprimate. Cizmele se joacă cu ochiul. Din față par cizme clasice de birou, iar privite de la spate, cizmele ne duc cu gândul la modă, la fashion, la linii curbe, la eleganță. Deci îmbinăm într-o singură cizmă, cizma de birou și cizma de cocktail, cizma de seară, cizma de club. Cizmele negre sunt decorate discret cu blană de iepure și piele albastră. Un alt imprimeu este cel gri din piele de șarpe. Se află în spatele cizmei și urcă de la top până acolo unde se termină fermoarul. La fel a fost gândit și imprimeul de leopard, doar că el a fost pus pe o cizmă maro închis. Pentru cine nu îndrăznește să poarte imprimeuri și blană, stilul clasic italian este soluția. Cizmele cu tocuri mici și în culori neutre sunt alegerea ideală pentru o zi friguroasă de iarnă. Aceasta este o cizmă cu înălțime de peste genunchi, un calapod comod, tocul de 3, cu talpă din piele naturală în combinație cu material antiderapant, fermoar metalic și căptușită cu piele naturală. Într-o astfel de cizmă poți alerga de dimineață până seara fără să simți frigul sau să-ți obosească picioarele. Designul creat pentru a acoperi genunchiul va atrage cu siguranță priviri. O altă propunere cu minte este cizma de echitație, care a fost transformată pentru a putea fi luată la birou. O cizmă în combinație de două culori, maro cu bordo, cu fermoar la spate și accesoriu. Pielea naturală ajută piciorul să respire. Accesoriul de la spate și amestecul de bordo cu maro dau o notă aparte cizmei clasice. O astfel de pereche de încălțăminte este prietena cea mai bună a blugilor. Poate fi purtată atât cu pulovere cât și cu cămăși. Cizma neagră revine pe scena străzii în fiecare an, parcă ar fi nemuritoare. Cizmă clasică, neagră, calapot comod, top de 3 și două fermoare, unul de decorativ și unul funcțional. Catarame, deci o cizmă accesorizată, frumos. Cizma neagră este cea care ne scoate din orice încurcătură vestimentară. Merge la aproape orice ținută, poate fi combinată cu mai toate culorile și o putem purta la tot felul de evenimente. Tot în variantă clasică vin și aceste cizme bej care amintesc de filmele western ale americanilor. Există și varianta sexy a cizmei clasice. Ea este peste genunchi în tonuri de maro închis. Cele mai multe dintre aceste modele tradiționale sunt căptușite cu blană naturală la interior, inclusiv pe